Știri de breaking news, doamnelor și domnilor, o judecătoare din România se situează de partea unui violator. Este o chestiune de o gravitate fără precedent. G4 Media dezvăluie într-un articol motivarea pe care un judecător din Brăila, femeie, a dat-o atunci când a eliberat din închisoare un violator. Cuvintele sunt absolut șocante. Este ceva ce, sincer, n-am mai văzut niciodată și cred, sper, ca cineva din inspecția judiciară, din CSM, cineva din asociațiile profesionale ale magistraților să ia atitudine și să existe o consecință pentru acest caz de o gravitate fără precedent. Iată ce scrie G4 Media, motivarea unei judecătoare care a înlocuit arestul preventiv cu arestul de la domiciliu în cazul unui suspect de viol asupra unei minore sechestrate. Faptele inculpatului, deși reprobabile, scrie judecătoarea, sunt, nu sunt de așa o gravitate încât să fi generat o rumoare socială de amploare. Nu au existat ieșiri în stradă, sau proteste în presă. Și citim știrea. Judecătoarea Cristina Coarnă de la judecătoria Brăila a motivat în termeni bizari decizia din 22 decembrie 2020, prin care a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul unui suspect de viol asupra unei minore sequestrate timp de 8 luni. Potrivit motivării deciziei Tribunalului Brăila din 23 decembrie 2020, care a corectat decizia judecătoarei Coarnă și a menținut arestul preventiv. Iată ce menționa judecătoarea Coarnă în decembrie anul trecut despre un personaj care a sequestrat 8 luni o minoră, și a violat -o. Cu titlu de exemplu, instanța de fond a considerat că un atentat terorist care să genereze victime multiple, un omor care să stârnească frică generală, ar putea justifica măsura arestării preventive. În prezenta cauză, scrie judecătoarea, faptele inculpatului, deși reprobabile, nu sunt de o așa gravitate încât să fi generat o rumoare socială de amploare. O reacție a societății din care să rezulte că oamenii consideră faptele sale ca punându-le în pericol viața, existența într-un fel. Nu au existat ieșiri în stradă sau proteste în presă. Față de acest aspect, instanța de fond. A considerat că în cauză se impune o măsură preventivă, dar în niciun caz cea mai grea. Deoarece, în cazul infracțiunilor de genocid, atentat terorist, omor calificat, crime împotriva umanității, nu ar mai exista temei de luarea vreunei măsuri preventive. Uciderea celor vinovați rămânând singura sancțiune, dar nereglementată de lege. Cum inculpatul nu poate fi ucis, nu poate fi lapidat în piața publică, instanța de fond a considerat că acesta poate fi plasat la domiciliu în arest pentru 60 de zile, de la 22 decembrie 2020 până la 20 februarie 2021, inclusiv. A motivat judecătoarea Cristina Coarnă de la judecătoria Brăila, potrivit motivării deciziei Tribunalului Brăila din 23 decembrie, atenție, care a corectat decizia judecătărei Coarnă și a menținut arestul preventiv. Deși pe 23 decembrie 2020, Tribunalul Brăila i-a invalidat decizia de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pe 8 februarie 2021, completul nouă penal de la judecătoria Brăila al cărei titular e judecătoarea Cristina Coarnă, a luat aceeași decizie de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia judecătoarei Coarnă din 9 februarie nu este definitivă, urmând ca tot tribunalul Brăila să judece contestația parchetului pe 15 februarie 2021. Cine e suspectul de viol plasat în arest la domiciliul de a Coarnă, potrivit adevărul.ro, Gheorghe Dima, un bărbat de 32 de ani din județul Bacău, ar fi ținut sequestrată o minoră de 13 ani timp de 8 luni și ar fi violat-o în mod repetat. Dima era concubinul surorii fetei. În perioada noiembrie 2016-iunie 2017, Bărbatul, profitând de imposibilitatea unei minore în vârstă de 13 ani, de a se apăra ori a-și exprima voința, ar fi întreținut raportul sexuale cu aceasta, a declarat inspectorul Laura Belciugan, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, în august anul trecut. Judecătoarea Coarnă a eliberat și alți infractori din arest, cu motivări la fel de incredibile. Potrivit de Brăila.ro, în decembrie 2019, aceeași judecătoare coarnă a plasat în arest la domiciliu și un suspect de tâlhărie care a smuls lănțișoarele a două femei pe stradă. Judecătoarea a motivat că individul a săvârșit faptele prin smulgerea lănțișoarelor fără exercitarea altor violențe de nicio natură. Vă spun sincer, n-am mai văzut un astfel de caz, n-am mai întâlnit un astfel de magistrat, Cred că e nevoie ca inspecția judiciară, ca asociațiile profesionale de magistrați să ia atitudine în legătură cu modul în care această judecătoare din Brăila înțelege legea sau mai degrabă nu o înțelege. Generozitatea suspectă față de violatori, față de tâlhari. Neînțelegerea faptului că astfel de agresiuni sunt la fel de periculoase precum niște crime, poate cineva să o învețe pe doamna judecător acum, când este deja acolo la judecătoria Brăila și dă astfel de sentințe. Cazul pentru mine este absolut uluitor. Vă spun, n-am mai citit niciodată astfel de motivări care să-l compătimească pe violator și care să aibă la bază nu faptele penale certe, documentate de polițiști, ci faptul că n-a ieșit lumea în stradă și n-a protestat presa. Vă dați seama ce a învățat doamna judecător la școală? scrie undeva în codul penal că trebuie să protesteze cineva în stradă ca să condamne un infractor sau că trebuie să fie o campanie de presă ca tu să justifici o sancțiune legală? E o chestiune absolut șocantă și sper ca instituții ale statului să verifice aceste motivări și altele și să ne ofere un răspuns cât mai curând. Vă rog să vă considerați autosesizați în urma difuzării articolului în G4 Media și aici.